Procurorii DIICOT Suceava au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui tânăr de 26 de ani, inculpat într-un dosar în care este acuzat de trafic de droguri de risc în formă continuată și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Procurorii susțin că în perioada 2019-2020 tânărul a vândut cannabis și alte substanțe interzise către consumatori de pe raza municipiului Suceava. Inculpatul a intrat în atenția polițiștilor în anul 2018, atunci când a provocat un accident rutier cu motocicleta, iar la spital i-au fost găsite urme de cocaină în organism. El s-a reapucat de trafic de droguri la sfârșitul anului 2019, după procesul de recuperare medicală în urma accidentului. Joi, procurorii au făcut două percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate recipiente, pungi și plicuri conținând cannabis, comprimate medicamentoase, un cântar electronic, telefoane mobile, cartele SIM, laptopuri, sume de bani în lei și valută și alte mijloace de probă. La sediul DIICOT au fost conduși pentru audieri doi complici ai tânărului. Totodată, 16 cumpărători au fost citați și audiați în calitate de martori. Vineri, tânărul va fi prezentat Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.